Salutare, fraților, cu pe canal Eddie Pigeon. Am revenit cu vlog. Da, fraților, suntem din nou pe la porumbei. Am o veste proastă, pot să zic. Lista legată la aripă nu mai este. A dispărut efectiv. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Eu am două variante. Ori a luat Uliu, ori s-a dezlegat singur. Că v-am zis eu, că ea se schimba la aripa aia. Cred că i-a căzut banda cu tot cu pene. Și cred că asta e singura soluție, că îmi bat piciorul. Nu știu ce să zic. Cum dracu a dispărut. Da. Am încercat să schimb și eu pui ieri între ei, dar nu. Diferența mare între ei. Prea mare diferența. Zic, e cam același lucru. Numai că am schimbat un jucător la voiajor, atâta. Dar este același lucru. E diferența mare. Da. Avem aici un voiajor de cursă. Din părinți foarte buni. E, cred că e mascul ăsta. Piticu. Aici e vânăt. Tatăl masculului a fost vânăt. De aceea e și puiul. Așa. Da. Am văzut pază rece, domnul mascul argintiu muțat, cheamă la cuib. Și nu pescărușa, femeia argintiului, jucătoarea aia muțată. Haideți pe lei. Așa, ia uitați. Aleva de ăsta nu cheamă pe aia la cuib, cheamă jucătoarea aia. Păi că ăsta e la cea bună, o lua pescărușa, nu ne după el. Dacă văd că nu e pe aia, e bă, pe aia, așa e. Aia oricum e învățată la mine, e ca și pescărușa, dar nu vrea la dracu să se împerecheze cu ea. Cântă după aia el. Da, nu ce de la pescărușe. Ba da, fac cu voiajorul dacă e ceva. Am zis că ți-e și ușa asta. Ba da, dacă e ceva și ăsta nu vrea cu aia, o fac pescărușa cu voiajorul, când o crește pui mari. Și aia e, până îi fac rost la pescărușe și la ăla de femelă, la ăla și ce-i dau eu, îi dau unul din puii bălțatii. Deci că am o femeie acolo. Și o dau pe aia. Vedeți ce o ieși din ei. Unul așa, unul așa. Dar din tine cum îi dau galbena? Dar aia e pui, de-aia am luat-o la mine să o învăț. Da. Ieri i-am mai tras două pene din aripă, galbenei, deoarece mi-a durat pe casă, pe tabla, nu s-au porumbei, pe tabla asta. Și am prins-o, m-am urcat după aia că cum e pui, nu știa să zboare, am prins-o și m-a tras două pene. Și acum nu mai zboarea deloc. M-a spus, nu vrea să iese afară. Îl fac eu, îi fac eu de cap lui dacă e pe așa. Și nu să... Nu vrea să învețe aici, îl leg la și aici îl bag, tot aici îl bag. Sau cum i-a făcut în ultimele zile, nu le-a pus nimic la mâncare acolo. În vederea veche. Să intre toți aici, la mâncare. Să intre toți aici. Dar bine că acum le pun cam puiul ăla alb pe acolo, pe aici, să învețe ăla să mănânce. Și îl bag aici și pe ăla. Aici îl bag. Nu scapă. Și ne vedea că iese pe trapă și de astea, să vedem că e mărișor, aici îl bag. Să stai aici, să vezi să mănânce. Ghe după el. Da. Am văzut, fraților, în comentarii la vlogul de ieri. Mi-a zis un abonat să fac video când sun la Momo. Da. Prostia aia de număr. Nu. No. Pe canalul meu nu se vedea asemenea prostie. Pentru că aia e o prostie. Ce structură făcută de un japonez care n-are nicio legătură cu chestia asta, cu numărul ăsta. Și în spatele numărului acestuia sunt niște hackeri. Da. Niște hackeri care nici măcar nu răspundă la toate mesajele, în primul rând. Nici măcar nu să trimit mesajele. Stai așa un pic. Că a trimis el un prieten.
mesaj pe WhatsApp și nici măcar nu s-a trimis mesajul. Deci, vă dați seama. Și la mulți YouTuberi am văzut chestia asta, nu se trimit mesajele. Da. Efectiv, numărul ăla e o porcărie. O porcărie de număr. Bine, dacă n-aveți de lucru, sunați. Dați-mi mesaj, da? Eu am ce face. Nu să vorbesc cu păpușile. Cu sculpturile, pardon. Da. Am văzut la alți YouTuberi că prima dată când le răspunde, le trimite o poză cu fața ei. Și dacă o poză cu fața ei, ce mă? Oricum e urâtă. Oricum e o urtanie. Așa că... Nu se ne merește vreunul care să-i zică după ce trebuie să pădați că bă, ce urâtă ești. Sau ceva gen. Pleacă, dracule, ce că ești o urâtă. Nu se găsește vreunul să-i zică. Că-s curios și te răspunde. Da. Dacă îi răspunde la prietenul meu cumva, dar să trimit mesajele. Și trimit o poză cu chestia aia, chiar că îi zic. Scrie, mă, bă, ce urâtă ești. Cred că-s curios eu ce răspunde. Ce răspund hackerii, de fapt. Nu demonii, cum zic unii, hackerii. Hackerii sunt în spatele numărului aluia. Și cu ajutorul Google Translate, vorbesc cu noi. Da. Auzi că știe toate limbile, știe pe dracu. Cu Google Translate, poate. Așa da, așa știu și toate limbile, așa știu și eu chineza. Cu Google Translate. Nu? Mi se pare normal. Deci da. Mie că m-am mascul. Și voi, ești femelă? Bine, normal ăsta nu a de mascul. Dar vine aici. Dar vine lui. Dar i-am pusat toată porcărie de aia. Cățulel. Nu uitați la găineațul la verde, că am avut doi guțani aici. Al alteri. Am prins doi guțani în volier. Și n-am avut chef de ei seara și am ținut până dimineața. Da. Nu fie la-l dracu. Să se împerecheze cu cine trebuie. Să facă... Știi ce, nu-l bag eu cu jucătoarea la pereche pe urmă? Și cu pescărușa o să-l fac cu voiajorul, o să-l fac cu voiajorul de repui aici? Ha. Ia să încerc să o prind pe asta, să o scot afară. Ia nu pot eu cu o mână. Ia aici, mă, tu afară. Ia, că te-ai învățat să ieși. Ia uitați-o. Nu vreau să învețe să iese. O să le dăm mâncare la amândoi. Da, se pare că e bună, mi-a plăcut puii întotdeauna bun. De cât seria trecută. Și nu mi-a crescut-o bine. Aici avem două ouă. Sau un pui. Un pui și un ou. Ia să vedem oușorul ăsta dacă e ceva de el. Da, da. Stricat. Nu e bun. Încă o dată ouă nu e bun. Nu știu dacă vede, dar nu se vede. Nu-l vedeți negru. Nu se vede. Nu, este bun. Din nou este stricat. Da. Încă o serie care mi-e strică. Mă rog, e bun și un pui. La ei. Vedem ce culoare va fi. Să vedem. Cred că îmi scoate vânăt. Că în general vânăt. Mi-a scos. Vineți. Deci acum nu mai întreabă că puiul va ieși cu ticomonoză, că dacă nu ești albul ăla, nu mai este nici ăsta. Albul e pe afară. Mă rog să o de pe filmare, o cheamă la cuib. Eu nu înțeleg pe care o cheamă la cuib. Pescărușa sau neagră aia? Na,
Vezi că nu se ia niciun caz, aia s-a uitat să iese afară. Las puțin. Care mai e? Ei, sunt doi. Înseamnă că pescărușii o cheamă la cuib. Să le pun un cuib măcar. O să le pun un cuib. O să le fac tot la fel o prostie de asta. Dar mai mică, nu atât de mare. Și le pun acolo, să vedem. Și după aia închid într-o boxă de asta. Le pun în scara, să învețe să urce pe scară el. Sau ouă. Da. Deci, da, fraților, cam atât cu acest vlog. Ia uite-o înfoiată, vrea să intre. Asta vă spun un băiat închis. No. Nu ieși pe afară sau... Deci, da, fraților, cam atât cu acest vlog. Deci, vă, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Și, desigur, dacă sunteți noi pe canalul Eddie Pigeon, nu uitați-vă și abonați. Și, până data viitoare, cu aia a fost Eddie, v-am salutat. Pa, pa!